propun să le permitem domnilor invitați. Sunt tot cu energia electrică. Știți că sunt tot de firme acum. Pot să vină pe rând fiecare să-și prezinte. Dă cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Dispoziția numărul 349 din 26.10.2016. Privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Băsănești. Ordinare. Al Consiliului Local al Comunei Băsănești, Bacău, din data de 31 octombrie 2016. Având în vedere dispoziția articolul 39, alineatul 1 și 2, precum și articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificată și completată. Se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Băsănești, Gățu Bacău, care va avea loc în data de 31 octombrie 2016, orele 16, la sediul Primăriei Comunei Băsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordine de zi este următorul. Proiect de hotărâri pentru aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Băsănești, Gățu Bacău. Punctul 2. Raport privind modul de soluționare legală a propunerilor formulate de Comisia Juridică a Consiliului Local Băsănești în ședința din data de 20.10.2016. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publicată prin afișare. Dar supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, țineri? Unanimitate. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ultima ședință. Cine este pentru? Împotriva, țineri? Așa. Dăm cuvântul domnilor să ne prezinte oferta. Bună ziua! Haideți mai partea asta de aici, Nu, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt 82 de firme pe teritoriul României care sunt furnizoare de curent electric și gaz. Din partea care firme sunteți acolo, ca să pot consulta? Restart Energy, se numește firma, este din Timișoara. Restart Energy, din Timișoara. Din anul 2009, Restart Energy este principalul furnizor în Serbia, deci are o experiență și pe teritoriul altor țări. Eu vă dau o facă de opinion al nostru, în care explică de ce ar trebui să schimbăm curentul electric, să ne schimbăm furnizorul de curent electric. Și vreau să încep prin a vă spune că suntem într-un moment istoric al României. Este pentru prima dată în România când se liberalizează, nu? Curentul electric și scăpăm de încă un monopol de pe teritoriul țării noastre. Adică curentul electric și gaz. Știi că fără apă putem trăi. Putem trăi fără, eu știu, telefonie mobilă. Ne descurcăm. Dar fără curent și gaz, oamenii nu pot trăi. Avem un pliant în care specifică că prin legea 123, toate persoanele din România, toate locurile de consum din România sunt obligate să-și schimbe furnizorul de curent electric, care să treacă la un furnizor de pe piața liberă. Acum, noi care este, de ce suntem noi astăzi aici? Am venit să vă prezentăm o platformă noastră de program. Am venit cu niște pachete, sunt niște abonamente ca la telefonia mobilă. Oamenii au pot să-și, în funcție de consumul lor lunar, pot să-și aleagă unul din abonamentele prezentate și pe acest pliant. Avem abonamente din 25 în 25 de kW, practic. Omul știe exact cât plătește, toate taxele sunt incluse. Nu mai stă să aștepte factura să vadă exact cât va plăti, să aibă surprize, taxă de cogenerare, taxă de accize, taxă de timbru verde, de, eu știu, certificate verzi și tot felul. Odată cu apariția acestor 82 de firme pe teritoriul României, e clar că se întâmplă ceva. Se creează locuri de muncă. Eu zic că este un beneficiu pentru România și pentru zonă. Am spus, eu reprezint firma Restart Energie, dar o reprezint printr-o franciză. Adică pe teritoriul Moldovei sunt reprezentat al acestei societăți, acestui furnizor mare, care este unul din cei 4 de pe teritoriul României, acreditați de ANRE, care au voie să furnizeze curent electric și gaz. Firma cu care eu sunt
reprezentant al Restart Energy este Raisense Concept. Raisense Concept este înregistrată, culmea, Comuna Bârsănești, sat Caraclu, casa 113. Acum are sediu social. Deci toată, tot ce se va desfășura pe teritoriul Moldovei, unde se va întâmpla? Se va întâmpla la Raisense Concept. Adică vom crea locuri de muncă. Aveți sprijinul dumneavoastră sau nu? Asta este întrebarea principală. Dacă aveți alte întrebări, vă stau la dispoziție. Dar sprijinul nostru este, noi vă mulțumim că ați venit. Tot ce ați vorbit să filmează și să dă pe internet și cetățenii din comună o să ia legătura cu dumneavoastră, ar fi bun să lăsați studiante aici la noi. Așa și oamenii să știe să vină pe cap. Totodată vă propun ca primăria și școlile din sat să fie raportate la furnizorul de curent electric Restart Energy. Da, asta e prețuri foarte bune. Am venit, venim și cu o ofertă. Consultați toate ofertele la toți ceilalți furnizori, puteți să-i contactați pe cei 82. Vă dăm numele de telefon, dacă doriți, fără nicio problemă. Problema de contract în momentul în care nu obțineți de la mai mulți oferte. Evident. Fac un contract cu dumneavoastră de 2500, da? 250 de kW. Depășesc kW-ul. Cât va fi? Bună întrebare. O primim foarte frecvent. Deci dacă se depășește numărul de kW inclus în abonament, se plătește același preț pe abonament. Odată la 6 luni de zile, se face regularizare. Plătiți după cele 6 luni de zile, plătiți, vă vine factura pe plus sau pe minus. Factura cum va veni? Din două luni? Din lună în lună. În fiecare lună? Abonamentul este lunar. Sunteți liberi să plecați când doriți? Consumul consumă ăștia 250 de kW, plătesc suma asta? Exact suma asta. Care o aveți? Pentru 250 de kW, este 140 de kW. Pe cele 6 luni. Mai există o posibilitate. În momentul în care transmitem noi contorul lună de lună către furnizor, asta se poate face prin orice, ori prin site, ori prin o aplicație pe telefon, sunt aplicații pe telefon făcute, ori prin telefonic, e-mail, orice sursă. Sediul dumneavoastră era 113. Nu, sediul societății. Sediul social este în care acolo 113 și avem punct de lucru. Sunt factorul de acolo. Avem. Și tot timpul. Eu sunt acolo de acolo și poate încuiată tot timpul. Este încuiată, dar este cineva acasă. Da. Nu? Ușa nu se lasă încuiată cu asta. Nu e nicio problemă. Da. Ați dus foarte multe facturi acolo și am dus. Am dat peste poartă. Da. Deci acolo este sediul social. Acum am deschis un punct nou în Poștei 2, numărul 2, fostul Vodafone, din fața vis-a-vis de Arma. Impozitele și astea către trezorerie tot acolo se plătesc. Firmele tot acolo plătesc. Impozitele. Deci așa cum am spus, dacă transmitem în fiecare lună și se constată că am consumat mai mult de 250 de kW pe lună, se trece în mod automat la următorul plan tarifar, adică de 300 de kW pe lună, ceea ce înseamnă că veți plăti mai puțin pe kW. Adică la 6 luni este regularizarea... Da, poate să fie și lunar. Asta am spus. Dacă se depășește, se trece la următorul plan tarifar. Alte întrebări? Vă mulțumim succes! Mulțumim! Noi nu o să putem să numim mulți oameni decât cei care sunt apropiați. Deci dacă soacră ne-a spus obiul de cei din suma ascultă, evident că nu putem obliga pe nimeni. Dar să mergem noi pensați să numim lumea. Nu putem obliga pe nimeni. Dar avem voie. Deci singurul ajutor care îl putem da dânșului este să poate să-și facă publicitate. Poate face reședința de Consiliul Local, prin afișare, să faceți un anunț, toți consilierii, să facă câte un anunț în sat, pentru că noi angajăm oameni. Dăm locuri de muncă. Dăm locuri de muncă. Va trebui să fie pe fiecare sat un reprezentant al nostru care încheie contractul. Ce studii necesită? Nu necesită niciun fel de studiu. Trebuie să facem noi
să-i facem formare. Să-i facem formare, să ne scrim. Pentru că un contract nu este foarte simplu. Nu, ce studii să aibă cel care se angajează? Nu, nu trebuie studii. Pentru că pentru a semna un contract, acel contract va veni la noi. Ăla va fi verificat și trebuie doar să știe să vorbească cu unul și să-i prezinte exact ceea ce... avantaje, dezavantaje, beneficii ale unui contract de schimbare a... Și pe ce se termină contractele? Când se termină contractul, se încheie pe un an de zile, în care orice persoană, că am auzit foarte, foarte multe ipoteze, orice contract care este încheiat, se încheie pe un an de zile. Firma care este furnizoare de curent electric garantează acel preț timp de un an de zile. Persoana care a încheiat contractul, deci la punctul de consum, nu este obligat de absolut nimic să stea un an de zile. Deci el poate fi, în fiecare lună se poate transfera la un alt furnizor. Nimeni nu-l poate obliga. S-au primit amenințări, eu știu, din partea E.ON, cum că s-ar deconecta sau nu. Astea sunt povești. Povești. Omul este liber să aleagă furnizorul. În orice lucru. Eu am vrut să vă întreb din dumneavoastră, după ce se termină contractele este, cam ce locuri din muncă aveți dumneavoastră? Să după aia, ce încheie contract. Cine încheie un nou contract? Vă dat un exemplu. De exemplu, vine cineva la dumneavoastră și lucrează, se încheie contract. Așa. După ce te-ai dat contractele este din chiar, mai rămâne la dumneavoastră sau nu? Cine încheie un nou contract? Cum? Mai dau următorul an să reîncheie și să-l ia de acolo. Nu, probabil se referă la un cetățean care este angajat. Cel care este angajat de un reclam. Da, dar tu ai spus clar, în momentul că s-a terminat, da, nu ce mi-e să se vedeți acolo. Dar ce număr de contracte trebuie să aibă angajatorul dumneavoastră? Eu... De exemplu, eu fac 100 de contracte, da? Da. Sunt angajatul dumneavoastră? Da. La 100 de contracte? Da. Eu mă angajez la zero. Eu mă angajez. Eu nu văd ce număr de contracte. Adică, a vrut să zică domnul consilier. Trebuia să ne explicați ce funcții oferiți. Deci, consilier. Consilier? Consilier, agent. Consilier, perioada determinată sau nedeterminată? Sau agent vânzări. Cât merge firma? Cât merge firma, da? Deci, fiecare contract, eu spun câte case sunt în Bârsănești. Că nu știu. Dumnezeu vânzor, dar cu distribuția, cine sunt? Distribuția e unul. Tot e un Moldova. Cum se poate? Toți stâlpii, toată rețeaua energetică și cea de gaz este de stat. Este a statului. Este de interes național. Deci nu se poate da cuiva decât sub administrare. În cazul nostru, administrarea acestei rețele, adică rețeaua este electrică, aparține de electric. Și aparține de stat. Nu se dă, nu se face absolut nimic. E.ON-ul se ocupă de distribuție, adică de întreținerea rețelei. Să poate alimentare, transport, practic. Transport. Noi nu dăm decât, acum dăm curent electric sau gaz. Transportul se face prin rețelele electrica. Electrica dând E.ON-ului în administrare tot ce este... E.ON. Da, este pentru prima dată când se întâmplă un lucru bun. De ce? Până acum, eu, ca aveam și eu o casă amărâtă și aveam 50 de kW, mă duceam la E.ON și spuneam, domnule, nu merge stâlpul. Nu le interesa. 50 de kW era un consumator în minus, nu le interesa. În momentul ăsta, dăm telefon la Restart. A căzut stâlp. Restart, care are mii de consumatori, se duce către E.ON și spune, du-te și repară. Pentru că eu îți plătesc ție distribuția, îți plătesc bani grei pentru a transporta curentul meu către consumator. Așadar, omul nu mai este individual, nu se mai luptă singur cu un colos care e ONU. Are în sprijin Restart-ul. Restart-ul fiind interesat să distribuie, să furnizeze curent electric. Am discutat și la altă ședință referitor că am mai venit câțiva tot așa care le-a prezentat aici în ședință. Ideea este în felul următor. Atunci când apar avarii pe rețea, cum puteți sensibiliza dumneavoastră pe cei de la E.ON să vină să intervină într-un exact, mod oportun? Exact cum am spus acum. Sunt niște numere. Sunt numere de telefon pentru deranjamente. Am explicat și colegilor care au venit, care sunt similar cu dumneavoastră și tot în satul nostru, probabil și domnișoara știe, sunt deseori probleme cu căderea rețelei de curent electric. Da.
cei de la EON nu intervin întotdeauna într-un mod oportun. Asta pentru cum, că cum rezolvați această asta situație? Pentru că acei consumatori sunt și clienți. Noi rezolvăm. Adică dăm telefon la Restart, Restartul face presiune asupra EON-ului. Pentru că el, da, el nu... Noi nu avem nevoie de presiune, noi avem nevoie de energie electrică. Păi tocmai, atunci se rezolvă, eu cred că se rezolvă mult mai bine decât individual, nu? Pentru că este un grup, în momentul în care sunt 5, 10, 15 case consumatoare în zona respectivă, Restartul intervine. A fost un caz chiar acum, de curând, duminică. Și cam la 24 de ore a venit Vă dați seama că este problema României. Haideți să vorbim pe rând ca să înțelegem. Știu că este problema României, dar totuși, acum, generalizarea pieței energiei, presupune ca să interveniți, ca ei să fie sensibilizați, să ne ajute, să ne aducă curentul care trebuie. Nu da, pentru că EON răspunde doar de distribuție și reușește mult mai bine să-și facă treaba, nu mai furnizează. Plus că mai există situația că noi nu avem energia care trebuie la priză și la consumatorii care. Da, cum rezolvați problema? Că am discutat și cu ceilalți colegi și tot așa. Rămâne la mâna EON-ului, să vedem dacă vor sau nu. Enel, vorbiți despre Enel, nu? Bine, indiferent este de luta unui ca să nu facă publicitate, nu? Deci luta unui ca să nu... Deci mă refer la EON. Cum îmi asigură el funcționarea de energie electrică la consumatorii? Deci, EON-ul este distribuitor. Păi da, da. Ce răspunde? În momentul în care eu mă duc cu 50 de kW la el, nu este interesat să-mi rezolve problema. Și atunci ce? În momentul în care vine Restart, care este un furnizor principal pe, și plătește bani pe minim interesat, cum o rezolvați? Noi poate suntem, e atractivă poate oferta dumneavoastră, dar cum rezolvați situația asta? Că noi vrem să avem energia care o plătim. Da. Astăzi noi nu avem energia aia. Restartul, Restart Energie, va face sesizare către EON. Și le spune, nu-mi dai calitatea transportului, nu-mi dai asta, pentru ce îți dau atâția bani? Deci este un, furnizor care are mai mulți consumatori, deci are o altă putere de negociere cu, EON, nu? Și o altă răspundere a, EON-ului față de, Restart. Noi sperăm că cu ocazia asta că s-a liberalizat piața de energie electrică. Noi sperăm să acorde și serviciile. Cu siguranță, se va întâmpla asta. Cu siguranță se va întâmpla asta, pentru că răspunderea este în ambele tabere acum. Și în tabere mari. Eu am o întrebare. Spuneți dumneavoastră de 140 de lei, 112 lei. Eu plătesc 1 milion de lei pe lor. 100 de lei. În moment când eu la dumneavoastră îmi fac un abonament pe 250 kW, puneți 140 de lei. Eu merg 6 luni de zile. La 6 luni de zile eu am consumat numai din 90 de lei. De la 90 de lei la 4 la 140, de 50 de lei. Ce? Vă vine factură pe minus. Adică ați plătit mai mult. Da, banii dumneavoastră îi folosiți și îmi dați energie în continuare. Da. Nu. Vedeți? Deci ai dus întors. Vă spun imediat. Vă spun imediat. Vă spun imediat. Dumneavoastră plătiți în baza abonamentului. De asta am spus că dacă transmitem, lunar contorul, adică am greșit, pur și simplu am pus că voi cheltui mai multă energie, voi consuma mai multă energie. Pentru că dumneavoastră nu consumați 250 kW, da? Consumați doar 200. Dacă noi transmitem în fiecare lună, Restartul vede că să facem un consum mediu de 200 de kW pe lună, nu 250. Și trecem la pachetul inferior. Adică vom plăti un abonament din luna următoare, dacă două luni consecutiv este de 200 de kW, în luna următoare vom trece la un abonament de 200 de kW, adică de 112. Nu vreau să scot în relief, că după tale 6 luni de zile, mi-ai luat 50 de lei în plus. Îți dau un exemplu. Da. După ce mi-ai luat 50 de lei în plus, vine la, 6 luni, vine 300 de lei, 300 de lei matale folosești banii mei în continuare, și dacă mă dat în vreo energie din banii mei, dar banii mei și sunt ei, când eu pot să plătesc? Pe, dacă vrei să nu vii eu. Păi da, ăsta-i secretul. Adică, cum să-ți dai ospitalul 140 lei, dar eu pot să fie 80. Nu, eu vă recomand în felul următor. Eu vă recomand. Păi nu trebuie să mi-e explicat. Vă recomand. Dacă te-ați dat o dovândă la ta, nu spune legea. Pacetul, vă recomand în felul următor. Să nu puneți că consumați 250. Puneți că dumneavoastră consumați 200. Și
mai degrabă să consumați mai mult. Eu nu pot să spun că consum atât. Eu v-am dat un exemplu. Ce faceți dumneavoastră cu care o să vii contract de sute sau mii sau milioane? Este țara mai mare. Ce faceți dumneavoastră cu acești bani care dumneavoastră îi folosiți fără să dați nimic la ochi? Ăsta, eu asta umblu. Ce-i dați la omul? Banii lui i-ați blocat. Pe și eu să vă zile i-ați blocat banii lui. Păi dacă îmi iei 140 și eu... Păi contractul ăla, spuneți dumneavoastră să eu contractul ăsta. Eu am spus, am pus întrebarea asta. Da? Este dacă eu, în momentul este 300. Așa este, domnișoară. Și așa poate 250, atunci... Dacă eu vin la dumneavoastră, eu vă fac pachetul care e al dumneavoastră. Domnișoară. Ce este pe factură, ce să aveți. Doșoară, pot să fac un plus. Fac exact eu pot să fac pachetul de 280 de lei. Da. E bine mai interesant dacă banul meu îl folosesc fără să-l plătesc mie. Aveți abonament la telefon? Aveți abonament la Vodafone sau Orange? Ce se întâmplă cu minutele care nu le folosesc? La sfârșit din România. Ups! Și le-ați plătit? Ai văzut? Bun! Ține-i și acolo, că așa e aici. Aici ce se întâmplă? Și dăm la deci. După 6 luni, dacă n-ați raportat dumneavoastră consumul lunar, pentru că puteți să faceți, adică la mâna pe un telefon, care este gratuit. Ați dat un telefon la număr gratuit, ați transmis contorul și plătiți exact cât trebuie. Bun, după 6 luni de zile, dacă n-ați făcut lucrul ăsta, se face regularizare. Dacă vine factură, mă ascultați? Mă ascultați acum? Mă ascultați puțin acum? Dacă vă vine factură pe minus, și depășește un milion de lei factura, da. Se trimit banii înapoi în aceste lăsa. Doar trebuie să depășească o valoare unei facturi. Dacă depăși valoarea unei facturi, nu te face să faci consumare. Dar dumneavoastră, când se face contractul, când se face contractul, noi ne uităm pe factură și vedem o medie anuală. Aici este în avantajul clientului. De ce? Pentru că dacă dumneavoastră n-ați pus problema, dacă dumneavoastră consumați mai mult decât ați declarat, ne dați o dată? Întreb? La banii pe care nu-i plătiți? Nu, 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 Am înțeles. De 6 luni noi, ca cetățeni, avem penalizări dacă nu o plătim? Păi, peste la aia este penalizări. Asta aduce domnul. Știți ce? Eu nu vreau să fac contract cu dumneavoastră. Nu vreau să fac contract cu dumneavoastră dacă se dezlocați. Așa este. Așa este. Cei care nu plătesc, Este destul de 15 zile, după care 45 zile, după care trec. Structura reorganizată a propus-o și în următoarea alcătuirii.
șef serviciu voluntar, Paisa Camiele, compartiment pentru prevenire, șef compartiment pentru prevenire, Părâul Dolu, specialist în, pentru prevenire în satul Arme, Pascu Ghiță, pentru prevenire în satul Vrătești, Pelin Sorin, specialist pentru prevenire în satul Bursănești, Ioniță Gabriel, specialist pentru prevenire în satul Caracol, Stan Gheorghe, echipe specializate pentru stingerea incendiului, șef de echipă, Postolache Gheorghiță, Servan Lazăr Gheorghe, Servan Ienache Lucian, Servan Burnite Ștefan, în fiecare sat pentru un servan și geamul Costel. Echipă specializată în cercetare de blocare și salvare. Șef de echipă Mișan Gheorghe, Servan Lazăr Ivan, Adam Adrian, Ciobanu Ionuț, Burnite Ciprian, Rusu Andrei. Echipă specializată de salvare de prim ajutor în domeniul sanitar. Șef de echipă, Panțurul Rodica Daniela, șofer Marco Mihaela și asistent medical, asistent medical Munteanu Cristina Elena, brancardier acționerul de fel și brancardier Dare Ionuț. Echipă specializată pentru științare și alarmare. Șef de echipă, electromecanic Stan Marius, clopotar în satul Brătești Miron Ion, clopotar în satul Bârsănești, în comuna Bârsănești, Potean Gheorghe, clopotar Gabriel Iuliță în satul Caraclău, clopotar în satul Albele, Adam Iona. Faptele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să aprobați o reorganizare a serviciului voluntar pentru situații de urgență a comunei Bârsănești, conform structurii propuse. Da, supunem la discuție primul punct la ordine de zi. Am văzut la București câțiva ani o dată în mediu, pentru clopte, micrani la el. Discuție dacă sunt. Ce? Atunci supunem la vot cine este pentru, împotrivă, cine anumită. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta raportul. Raportul privind modul de funcționare legal de legală a propunerii formulate de Comisia Publică a Consiliului Local Bârsănești în ședința din 20.10.2016. Răspuns la raportul Comisiei de Specialitate Juridică a Consiliului Local Bârsănești, înregistrat la Comisia Bârsănești numărul 6775, din 25 octombrie 2016, încheiat în urma ședinței din data de 20 octombrie 2016, unde s-au dezbătut plângerile și reclamațiile depuse de cetățeanul Daria Adrian. Vă transmitem următoare. Pentru cei care nu știu, deci Comisia Juridică s-a întâlnit și a avut ca ordine de zi luarea în discuție și încercarea de a pune concluzii pe situația prezentată de domnul Daria Adrian, dacă v-am amintit, la ședința din 11 august. În urma dezbaterilor și propunerilor prezentate în ședință, Comisia de Specialitate Juridică a solicitat 1. Inițierea unui proiect de hotărâre privind terenul litigiu care să fie dezbătut și supus spre aprobare Consiliului Local la următoarea ședință ordinară. 2. Promovarea și susținerea unui proces civil pentru acțiunea revendicare a terenului litigiu cu scopul de a fi întregit în domeniul public. 3. Mandatarea unui apărător pentru a susține cauza în fața instanțelor de judecată, în fond și în recurs. 4. Modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Bârsănești, în sensul că trebuie acordată legitimitatea de ședință pentru toate ședințele Consiliului Local. Răspuns. După cum vă este cunoscut, UAT Bârsănești s-a judecat cu Chiertănuș Gheorghe și Comanele la timp de 10 ani pentru revendicarea suprafețelor de 3.500 de metri pătrați și respectiv 3.400 de metri pătrați. Acțiunile în revendicare s-au soluționat prin decizia civilă numărul 1642/2012 a Tribunalului Bacău și sentința civilă 790/2013 a judecătorii Onești, ambele definitive și irevocabile. Am reușit să câștigăm dreptul de proprietate asupra suprafeței de 1283 de metri pătrați, câte a fost credințe de Glodosu, sat Bârsănești, parte din domeniul public al comunei, conform deciziei numărul 1208/2010, anulate curții de casație și justiție.
Din cererea și raportul în discuție, De ce sunt hotărârele? Deci, mă scuzați. Acțiunile în revendicare s-au soluționat prin decizia civilă 1642/2012 a Tribunalului Bacău și sentința civilă 790/2013 a Judecătoriei Onești, ambele definitive și irevocabile. Am reușit să câștigăm Curtea Grădinței Glodosu, conform deciziei numărul 1208 din 2010, a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din cererea și raportul în discuție, rezultă că dumneavoastră doriți revendicarea de către primăria terenului pe care au la acest moment titlul valabil de proprietate Chepturuși Gheorghe și Comănelena, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. În repetate rânduri, vi s-a răspuns și explicat faptul că, odată ce, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, s-au stabilit de către instanțele de judecată situația juridică a terenului la care faceți referire, primăria Bârsănești nu mai are dreptul de a se mai pronunța în vreun mod asupra acestei chestiuni, pentru că hotărârile judecătorești care s-au pronunțat reprezintă autoritate de lucru judecat. Un asemenea proiect de hotărâre nu poate fi avizat de legalitate, pentru că introducerea unei noi acțiuni judecătorești între aceleași părți, același obiect, cu aceeași cauză, este ilegală, în conformitate cu prevederile articolului 430, care se referă la autoritatea de lucru judecat, prevăzut de noul cod de procedură civilă. Puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești semnifică faptul că o cerere nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singură dată. Iar hotărârea este prezumată a exprima adevărul și nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre. După cum se poate observa, efectul de lucru judecat al unei hotărâri judecătorești are două accepțiuni. Stricto sensu semnifică autoritatea de lucru judecat, care face imposibilă judecarea unui nou litigiu între aceleași părți, pentru același obiect, cu aceeași cauză, și lato sensu semnifică puterea de lucru judecat care presupune că hotărârea beneficiază de o prezumție irefragabilă că exprimă adevărul și că nu trebuie contrazisă de o altă hotărâre. Așadar, trebuie recunoscut că intră în autoritate de lucru judecat alături de dispozitivul care tranșează litigiul și motivele care susțin soluția, în absența cărora această soluție n-ar mai avea niciun înțeles, permițând reluarea la nesfârșit a litigiilor, precum și motivele care conțin ele însele soluții pe aspecte litigioase invocate de părți și supuse dezbaterii acestora. Totodată, prezenta reglementare din nou cod de procedură civilă este în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia obligația de a executa o hotărâre nu se limitează la dispozitiv, deoarece articolul 6.1 din CEDU nu face nicio diferențiere între cauzele prin care s-a admis acțiunea și cele prin care s-a respins acțiunea, hotărârea trebuind să fie respectată și aplicată indiferent de rezultatul procesului. De asemenea, tot în jurisprudența CEDO s-a statuat faptul că obligația de a executa o hotărâre nu se limitează la dispozitivul acesteia, iar autoritățile nu pot repune în discuție problema soluționată prin hotărâre definitivă. În concluzie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit deja că instanțele sunt obligate să țină cont de constatările de fapt din procedurile judiciare anterioare, repunerea în discuție a situației soluționate definitiv prin alte hotărâri, constituind o încălcare a articolului 6 din CEDU. Totodată, în noul cod de procedură civilă primește conținut normativ articolul 431, dubla funcțiune pozitivă și negativă a autorității de lucru judecat. Astfel, efectul pozitiv al puterii de lucru judecat îl constituie recunoașterea prin lege a faptului că o hotărâre judecătorească definitivă este pusă în executare, producând efecte în mod efectiv și dându-i-se astfel eficiență. Autoritatea de lucru judecat conferă persoanelor în favoarea cărora au fost pronunțate dispozițiile hotărârii dreptul de a folosi mijloacele legale pentru executarea celor dispoziții, deci puterea lucrului judecat. Efectul negativ, recunoscut prin legea hotărârii judecătorești definitive, constă în faptul că este oprită o nouă judecată pentru aceleași pretenții soluționate prin hotărârea care a rămas definitivă. În această situație, autoritatea de lucru judecat constituie un obstacol în calea readucerii în fața organului judiciar a conflictului de drept civil.
Privitor la solicitarea de modificare și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, vă comunicăm. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local este întocmit și aprobat în concordanță cu prevederile legale în materie privitor la indemnizația care li se cuvine consilierilor, respectiv dispozițiile articolului 34 din legea 393/2004, statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, care prevede pentru participarea la lucrările Consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință. Președinților și vicepreședințelor Consiliilor Județene nu li se acordă indemnizație de ședință. Indemnizația de ședință pentru membrii Consiliului care participă la ședințele ordinare ale Consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a primarului, președintului Consiliului Județean sau primarului general al municipiului București, pe caz. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alineatului 2 al acelui articol, este de o ședință ordinară de Consiliu și 1, maxim 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună. Dumneavoastră, domnilor consilieri, sunteți plătiți în permanență, lună de lună, pentru o ședință ordinară de Consiliu Local și o ședință pe comisii. Vă recomand să începeți să vă și întruniți în această ședință pe comisii pentru a avea posibilitatea înțelegerii aprofundate a chestiunilor legate de modul în care se fundamentează legal propunerea legislativă și modul în care se inițiază proiectele de hotărâre supuse ulterior dezbatere. Da, discuție. O să iau eu cuvântul, doamna secretară. În primul rând, ce ne-a spus dumneavoastră din documentația care ne-a spus-o la dispoziție, nu am regăsit acea sentință care ați notat-o cu 700, sentința civilă 700, cât ați spus dumneavoastră? 790. Deci, sentința 790, nu ne-ați spus-o la dispoziție ca să luăm la cunoștință de ea, în primul rând. La cunoștința noastră a ajuns o sentință și vă spun imediat, este sentința civilă numărul 1597 din 16 mai 2011 a judecătoriei Unești. Trecând la lecturarea acestei sentințe, am constatat că instanța nu s-a pronunțat pe acțiunea revendicare, doar și-a format o opinie. Așa spune dispozitivul sentinței. Dumneavoastră a spus că nu se poate promova această acțiune revendicare pentru că, mă rog, motivele care le-ați invocat în acea adresă. Deci, notați, vă rog, am aici, la dosar, am mai multe documente. 1597, mi-ați dat-o... Ia-ți un pic de bine, asta vreau, vă rog frumos. Uitați, apoi ca să pot să vă prezint după aceea. Deci, este sentința de lângă de la secretară. Hai să asta mi-ați spus-o la dispoziție când am solicitat prin raportul. Uite, asta este în cale de atac. Deci, da? Deci, în cale de atac. Dați-mi voie să-mi expun și eu opinia, da? Deci, dumneavoastră puneți la îndoială faptul că cele două sentințe sunt descriptive și revocabile, ca să înțeleg eu mai bine? Nu. Instanța la... Deci, în sentința asta a judecătoriei Unești, instanța s-a pronunțat doar pentru o excepție, dacă ați observat. Am menționat aici, este admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Consiliul Local și Unești. Mergeți pe puțin. Ați zis că nu aveți. Dă-o-te pe aveți. Este... Nu, am găsit. În fine, haideți să trecem. Hai să luăm încet, doar cât să explicăm asta, vă rog mult. Haideți că nu știu. Ce înseamnă aia lipsa calității procesuale? Adică reclamat ceva, când am adus o vază, înseamnă... Acum explic. Deci, în dispozitivul sentinței al judecătoriei Unești... Hai să luăm pe ce de definiție. Dar dați-mi voie, să-mi exprim și opinia, vă rog. Dați-mi voie, este dreptul meu. Vă rog. Deci, la termenul din 17.1.2010, prima instanță, care este judecătoria Unești, spune că reclamantul, prin apărător, își modifică acțiunea în sensul că înțelege să figureze în calitate de reclamantă alături de Consiliul Local și Unitatea Teritorială Bârsănești. La același termen, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale active.
Ce presupune acest lucru, doamna secretară? Presupune că Consiliul Local Bârsănești nu a făcut dovada că este reclamantul. La dosar s-a depus doar atât. O hotărâre de Consiliul Local, numărul 41 din 28.11.2003. Atât era singura probă la dosar. Era normal ca instanța să nu poată admite acțiunea, pentru că nu ați făcut dovada că sunteți reclamant. Și instanța a admis excepția acestei lipse calități. Chestia asta este definitivă? Da, a fost atacată prin decizia tribunalului. Chestia asta este definitivă? A fost atacată. Uitați-vă exact dispozitivul sentinței rămase definitive și revocabile. Hai să revenim la problemele noastre. Care sunt probleme pe care le-a atacat instanța în interiorul litigiului de timp de 10 ani? Mergeți cu hotărârea definitivă. Da, aici în această hotărâre este vorba despre obligația de a face. Așa. Adică Consiliul Local sau Unitatea Administrativ Teritorial trebuia să elibereze domnul Cheptănuș, nu știu ce calitate are aici. Cred că părâd, nici nu mai știu. Așa? Trebuia să eliberați autorizație de construcții, doamnă secretară. Nu privește acțiunea revendicare. Instanța nici nu s-a pronunțat pe revendicare. Deci legat de faptul că noi am introdus în 2010 acțiunea revendicare, soluționată această sentință. A intervenit spunând că discutăm pe sentință, doamnă secretară. Păi pe sentință, are tot ați depus-o, la dosarul civil 3767 din 2010, revendicare. Vedeți, așa scrie aici. Bun, și așa. Este sentința asta civilă, dar instanța s-a pronunțat sub aspectul că a admis excepția unei lipse calității. Nu s-a pronunțat pe revendicare. Instanța nu s-a pronunțat pe revendicare. Hai să ne uităm mai departe. Da. Hai să ne uităm. Deci la... Deci repune cauza pe rol. Da. Pentru obligația de a face, am spus, trebuia să eliberați autorizație. Când dumneavoastră stătea cu casa, ați... Obligându-ne instanța prin sentință definitivă și revocabilă să... Eu nu mi-am exprimat opinia, că la capăt eu v-am lăsat. Păi v-am înțeles punctul de vedere. Mi l-ați ridicat la fileu, vă răspund. Deci, pronunțându-se pe obligarea noastră la a elibera autorizația de construcție, a recunoscut implicit faptul că el este proprietar. Da, dar el făcea dovada ca proprietar la momentul ăla, pentru că are contract de vânzare-cumpărare încheiat. Da, deci el are această calitate de proprietar deocamdată. Dar, întrucât instanța nu s-a pronunțat asupra acelui teren, doar a invocat o excepție. Dar uitați asta în sentința care era asta dumneavoastră. A admis o excepție, n-a discutat despre revendicare. Revendicarea a rămas în picioare, deci, ca să folosesc termenul ăsta. Respinge recursul civil declarat de către reclamanții recurenți, Consiliul Local și UAT Bârsănești, prin primar. Mai dați-mi voi să mă explic o dată. Nu trebuie să-mi explicați nimic. Ne uităm pe dispozitivul sentințelor definitive. În contradictoriu cu intimații părâții Comanelenă. Deci respinge acțiunea revendicată. Nu respinge, doamnă, respinge recursul. Unde vedeți noi să respinge acțiunea? Spune, respinge. Deci, respinge recursul ca nefondat. Nu așa scrie? Da. Nu este fondat recursul. Dar ăsta este pe revendicare. Aici s-a pronunțat pe această excepție. Deci, asta s-a atacat. Acest litigiu a fost întors de la tribunal la doamna secretar, instanța nu explicați de fond de trei ori. Deci, vă rog frumos. Deci, dați-mi voi. Nu-mi explicați că eu am hârtiile în față. Dar nu deci, sunt toate. Instanță. Nu sunt toate. Păi atunci, de ce nu mi le-a spus la dispoziție? Nu sunt toate. Ne legăm de niște sentințe definitive și irrevocabile. Da, dar ele este. Practic, deci, soarta acestui litigiu. Deci, doamna secretară, ultima sentință este la 16 mai 2011, doar puțin vă rog. Da, le-am ascuns. Pe dar odată ce ne-am cerut, domnul președinte, cerut să ne înțelegem. Haideți să nu intervenim în discuții, că nu ne mai înțelegem. Deci, ultima sentință este în 2011, 16 mai, prin care instanța s-a pronunțat față de o excepție. Nu este definitivă. Noi vorbim de sentințele definitive. Păi asta a fost atacată de către apărător. Această sentință a fost atacată prin această decizie, iar Tribunalul Bacău, ca instanță de recurs, s-a pronunțat pe această sentință.
Deci vorbești la sentințele definitive sau nu vorbești? Eu cred că nu ați înțeles. Vă înțeleg foarte bine. Dumneavoastră, dacă ați fi în locul primăriei, în momentul în care ați merge prin absurd la un avocat să vă consilieze ca să reintroduceți acțiune în revendicare... Doamna secretară, nu vă de exemple și cu spețe. Deci spuneți-mi ce ați face dumneavoastră. Nu v-ați duce cu cele două sentințe rămase definitive și revocabile la un avocat să vă consilieze ca să mai încercați odată recuperarea. Dumneavoastră asta le cereți în raport. Da, să deschideți acțiune de revendicare. Cum ați gestiona chestiunea asta? Instanța nu s-a pronunțat pentru revendicare. Atâta timp cât instanța nu s-a pronunțat în nicio sentință pentru revendicare, trebuie deschis o acțiune în acest sens. Vă înșelați. Dacă ne înșelăm, atunci, nu știu, supuneți la vot, dacă consilierii nu vor să voteze, nu voteze. Păi ce să voteze consilierii? Raportul nostru pentru acțiune în revendicare la aceste terenuri litigi. Deci, acțiunea noastră în revendicare a fost respinsă. Nu a fost respinsă. Doamne, dar vă pun o întrebare. Când un cetățean face cerere de declarație activă, trebuie să-i declarați? Da. Deci, domnul președinte l-a cerut despre să ne dați toate notarele. Nimic nu ne-ați dat, doamne. Nimic. Erau făcut dumneavoastră un raport al dumneavoastră. Ce vreți dumneavoastră să ziceți? Deci aveți acolo sentințe de vină și de vină. Deci, am această sentință, asta care... Aveți cele două sentințe definitive? Le aveți, da? Deci, am această sentință care s-a judecat în revendicare... Dumnezeu, asta nu mai are nicio relevanță. Vorbim de cele două sentințe rămase definitive la doamnă. Da, dați-mi voie să vă mai explic un pic. Dați-mi voie. Bine, ce facem? Deci, judecăm procesul noi aici? Dar ce facem? Nu. Dar nu știu, dumneavoastră invocați o chestie și aveți o oponență... Pentru că și nu s-a pronunțat instanța. Nu s-a pronunțat, doamna, arătați-mi și dar citiți, vă rog frumos, dumneavoastră, ce hotărăște instanța. Citiți, vă rog. Nu este definitivă. Nu putem lua în calcul. Și atunci aceasta, deci asta a fost atacată. Aceasta este definitivă. Deci eu ce v-am dat tot ce a fost definitiv. Deci, pe baza ei am făcut raportul. Uitați, aceasta este definitivă. Okay. Uitați-o că scrie. Da. De Cătorie Onești, este definitivă. Instanța, prin recurs, s-a pronunțat la sentința dată de Judecătoria Onești. Instanța de recurs, ca să explicăm, poate nu se înțelege, este Tribunalul Bacău. Tribunalul Bacău s-a pronunțat pentru o sentință care a fost dată la Onești. Și a admis-o întrucât, a invocat instanța de Onești, o excepție, nu s-a judecat fondul pe revendicare. Deci dați-mi voie să vă spun un singur lucru. Eu, aici, împreună cu dumneavoastră, nu reiau ce a făcut instanța 10 ani. Bun. Deci, dacă dumneavoastră reprezentați Consiliul Local și Comunitatea Administrativă Teritorială, și atunci cum dumneavoastră vă puteți pronunța cu privire dacă luați o decizie sau nu? Cum vă puteți pronunța? Pe proiectul de hotărâre pe care îl sugerați... Sunteți Consiliul Local? Proiectul de hotărâre pe care îl sugerați a fi inițiat... Doamna secretar, sunteți Consiliul Local? Îmi dați voie să vorbesc? Vă rog. Deci proiectul de hotărâre pe care îl sugerați a fi inițiat nu poate fi realizat de legalitate. Asta e tot ce vă spun. Da, da, ce vă pot spune? Odată ce vreau să mă scuzeți în comunitatea respectivă, nu vă doar... V-ați uitat pe acolo în 430 de care vorbim. Avem nevoie de terenul ăla. Facem gărin, să facem așa. Facem așa, să revin încă o dată și repet. Instanța a pronunțat, deci s-a judecat doar o excepție. Consiliul Local nu a făcut o fadă. Nu am făcut dovadă că este reclamat. Nu asta înțelegeți ce înseamnă reclamat. Trebuie să depui documente. Și asta ați ajuns la concluzia că nu s-au făcut dovadă. Dar stați, așa scrie aici. Uitați, așa scrie. Vă vorbesc ce scrie în sentință. Asta ce vă propune dumneavoastră. Uitați, scrie aici. Nu le susțin eu așa din... Și n-am verificat-o, dar uitați, scrie în sentință sau... Dar ce-am spus, atâta există. Hotărârea Consiliului Local Bursănești numărul 41, de 28-11-2003, fi la 10 dosare. Păi și nu era vorba să fie? Păi da, ăsta este act de proprietate? O hotărâre din Consiliul Local este act de proprietate? Bineînțeles. Nu cred. Nu cred că este asta actul de proprietate. Actul de proprietate erau adresele de la arhivele statului. Care au fost depuse? Și cea de la mere județul Constanța? De ce nu face vorbire instanța în această dispozitivă? Și inventarul domeniului public din 1949. Și atunci, cum de-a invocat instanța această excepție că nu sunteți reclamantul? Deci eu, repet, pentru a treia eu nu le iau cea judecat. Dar nu dumneavoastră le luați, nu dumneavoastră, doamna secretară. Noi, Consiliul Local, vom vota sau nu?
Și noi propunem ce este de făcut, nu dumneavoastră. Vă rog frumos să propuneți, eu nu pot aviza de legalitate. Deci... Nu ajungeți dumneavoastră la instituția prefectului fără aviz de legalitate. Deci, în primul rând... Pentru că pe mine mă împiedică legea să avizez. Deci, în primul rând, mai vin o dată și argumentez. Instanța nu a făcut vorbire despre acțiunea revendicare. Întrucât, Consiliul Local Bârsănești, în calitate de reclamant, nu a făcut dovada că el este reclamant. N-a făcut această dovadă. În această dovadă, instanța era obligată să pășească la această excepție, că nu putea să judece o cauză dacă tu nu poți dovedi că tu ești reclamant. Tu ceea ce reclamă, nu poți dovedi. Nu poți. Instanța deci, nu poate să deci, întreba deci, așa de să putea să legitimeze Consiliul Local ca și calitate procesuală. Restul probatoriului nu emana de la Consiliul Local. Alea nu venea în consolidarea poziției pe calitate procesuală activă a Consiliului Local. De acord? S-au depus document, toată documentația. S-au depus, domnule. S-au depus. Pe ele ne-au luptat 10 ani. Și atunci cum v-a respins instanța pe excepție de lipsă calitate procesuală activă? Că nu sunteți reclamat. Cum luați-vă de gât cu judecători. Dar nu eu trebuie să mă iau. Păi dar mai s-a pronunțat, instanța nu s-a pronunțat, avem dreptul să cerem acțiune revendicare. Avem acest drept. Pentru că... Ați avut avocat plătit? V-am explicat că... Doamna secretară, ați avut avocat plătit să... Dumneavoastră ce vreți să-mi spuneți? Spuneți. Deci a fost plătit avocatul ca să... subțină acest proces, da? Deci era obligația avocatului. Să țină cauza, deci nu țină cu o fără. Deci noi l-am plătit, trebuie să țină cu ea. Păi e așa văd. De unde vedeți? Păi dacă nu sunt acte pus la dosar, avem proprietatea. Deci dumneavoastră, ca și consilier de cap, puteți face oricând cer să verificați conținutul tuturor dosarelor care a făcut obiectul acestui litigiu. Nu-i așa, domnule? Dar de a fi raportul. Cu delegație, probabil. Cu delegație. Cu o delegație, probabil se poate. Deci puteți verifica modul în care s-au depus toate actele care au constituit probatoriu. Puteți verifica fiecare cadru procesual și fiecare credință. Dacă noi am cerut la dumneavoastră să ne puneți la dispoziție acte, ce vine asta? Deci pe cele definitive, adică. Nu m-am văzut. Haideți ca să finalizăm. Domnilor, consiliere, voi să vă prezint, să o iau de la capăt. Să o iau de la capăt această situație. Că acum au fost niște discuții între mine și doamna secretară ca să stabilim ce prevede aceste sentințe. Na, fiecare cu este cu opinia lui. Dar dați-mi voi să vă prezint de la început cum este această situație. Care a reclamat acest cetățean din Comuna Bârsănești? Deci, domnul Dare Adrian a depus această reclamație la comisia noastră juridică, prin care a reclamat că a fost scos a fost introdus în circuitul civil o suprafață de teren din zona școlii Glogos. Când a depus reclamația? Reclamă de vreo 12 ani. Nu, 3-a 10-a. 3-a 10-a a fost înregistrată la comisia juridică, a ajuns la data de 27-a 10-a. De cât am avut ședință? Pe 11 august. Așa, bun. Nu, asta nu știu. Asta nu tot azi, dacă doriți. Nu știu dacă are importanță data sau nu. Ideea este felul următor. Chiar de la reconstituirea dreptului de proprietate prin legea 18 din 91, autorul, moștenitorii autorului Aristide de Razu a solicitat să reconstituie dreptul de proprietate în Comuna Bârsănești. Acești proprietari, prin legea 167 din 45 sau 187, dacă rețin bine, nici nu știu că am aici notat. 169/97. Și-au... Deci este legea 187 din 1945. Am vorbit de legea reformei agrare. Da, reformei agrare. Da. Deci acești autori și-au primit ca drept despăgubire pentru exproprierea făcută în Comuna Bârsănești, a primit 50 de hectare de teren în județul Constanța. Primind această suprafață de teren, ei nu mai aveau drept, conform legii 18, să li se reconstituie dreptul de proprietate în Comuna Bârsănești. Prin actele care le-a depus la Comisia de Reconstituire a Dreptului de Proprietate din cadrul primăriei, a fost admisă cererea lor, fără însă să fie verificată îndeamănunt. Dai voi, domnule. Numai puțin, Completez. S-a întâmplat în 1994.
Aici și dumneavoastră continuați după aia. Da. Primăria Bârsănești a făcut o greșeală extraordinară cu Oancea Paulina și cu Sfârlea care s-a dus și a scris, a făcut o adresă către Constanța și a spus: nu dați 49 de hectare, da, ăsta 50 de hectare, dați 49 de hectare și un hectare îl dau în comun la Bârsănești. Și a acceptat primăria. Nu am puțin de nu avea deci, ca să nu uit ideea, vă răspund acum, domnul Georgescu, dacă nu dați voie mai puțin. Avem aici o adresă de la comuna Meren, județul Constanța, prin care ne spune neștiințat, adică neștiințat chiar primăria. Dar o avem și noi. Așa, conform legii. Dați-mi voie, doamna secretară, nu mai interveniți atât timp cât nu expun opinia. Păi nu, ca să vă spun că am depus-o. Dați-mi voie să-mi expun și o idee liberă, bun. Conform legii 18/91, a primit suprafața de 10 hectare. Atât se primea. Era singura lege 91 prin care se reconstituia dreptul de proprietate. Atunci, a primit 10 hectare, atât prevedea legea, pentru familie. Prin legea 1/2000, a primit restul suprafeței. Odată, 28,92 hectare în fizic, adică pământ, efectiv, suprafață de teren, în natură, asta, putem folosi și așa. Și 11,08 hectare a fost despăgubit. Totalizând aceste suprafețe și despăgubirea pentru 11 hectare, are și 50 de hectare. Are și 50 de hectare. Deci ei, la ora actuală, după legile care sunt în România, nu mai avea dreptul la nimic. La niciun metru de pământ în plus. Deci ceea ce s-a dat la Bârsănești, a fost dat în, nu știu să folosesc termenul, în mod abuziv. Poate prin neglijență sau ușurință s-a dat acest teren la Bârsănești. De către reconstituirea dreptului de proprietate în 91. Sau când au depus în cererea. Da. Deci ei deja aveau reconstituire. Doi la mână. Aș lua-o ca pe un exemplu, pe o speță. Cum considerați dumneavoastră că în țară toți primesc per familie 50 de hectare, autorii lui Aristide Razu primesc 51 de hectare. Considerați corect? Nu-i corect, nu? Da. Bun. Trecem mai departe. Așa. Deci, revin la legea 18/91. Primăria, nu, Comisia de Reconstituire avea dreptul să, adică avea obligația să verifice documentele care s-au depus. Cetățeanul Darie Adrian mi-a depus mie la acest dosar o cerere prin care nu reiese că moștenitorii lui Aristide Razu a făcut dovada cu titlul de proprietate, act de punere în posesie, știu, alte documente prin care se reiasă că ei dețin o suprafață în comuna Bârsănești. N-au putut face această dovadă. Singura dovadă care s-a făcut era în comuna Meren, județul Constanța. Atât. Când prin legea... Și nu este doamna secretară și la noi un hectar? Deci, de prin legea 187/1945. Atât au putut face dovadă. Au certificat de naștere, certificat de căsătorie, da, și atât. Citesc. Vă citesc ce acte s-a depus. Orice om poate spune astea, dar... Vă citesc ce acte s-au depus, dacă doriți. Deci, astea au fost depuse la dosar, eu vă prezint ce s-a depus. S-a depus certificat de naștere, Aristide Razu, certificat de deces, Razu Margareta, testament, Razu Margareta, certificat de deces, Razu Alexandru, certificat de naștere, Razu Gabriela, certificat de căsătorie, Georgescu Gabriela. Nici un act de proprietate. Cine e de Comisia de Reconstituire a Dreptului de Proprietate. Din ce an? În 1991. 94. În 94 a ieșit titlul. În 91 s-a constituit comisia. Când s-a eliberat titlul, poate să-i elibereze și acum. Nici o problemă. Deci titlul s-a eliberat în 94. Da, corect. Imediat după ce s-a eliberat titlul, ei s-au grăbit și s-au încheiat cele două contracte autentice de vânzare cumpărată. Da, numai puțin, doamne secretar. Haideți să prezint, că eu am ascultat din dați-mi voi să prezint și eu. Nu mă ajutați, mă descurc. Deci, în conformitate cu legea 187/1945, la articolul 3, exproprierea, ceea ce instanța de judecat în această sentință, care eu am invocat-o acum mai devreme, nu spune că, admițind că suprafața neatingerii a trecut în domeniul privat, face o referire sub aspectul că autoritățile de la acea vreme au făcut exproprierea în mod forțat. Sau, mă rog, cu abuzuri, ca să ne exprimăm mai concret, cam așa se presupune. Nu știu ce date au ei privitor la fel, nu știu, dar la procesul, dar... Așa scrie aici în sentința asta. Nu știu ce abicele au făcut, ia spune. Ce vreau să vă spun? Instanța nu a ținut cont de faptul sau nu s-a prezentat la dosar aspecte precum Aristide Razu a primit o dreaptă de spăgubire pentru expropiere. Da, s-a prezentat. Nu știu, aici nu reiese. Nu reiese din
din acest dosar. Noi doar trebuie să pornim de la ideea că, prin eforturile parohiei, titlul de proprietate a fost anulat. Doamna, a cerut cineva de aici din primărie, prin numele lui doamna Giorescu. Deci nu este scrisul ei, nu este semnătura ei. Actul ăsta de proprietate a fost anulat. Da. Iar ne abatem de la subiect și nu-mi dați voie să... Păi, deja e un bun câștigat. Faptul că, prin decizia civilă din anul 2000 a tribunalului, s-a obținut de către parohia Bârfănești anularea titlului de proprietate despre care vorbim noi. E un exemplu bun pe care vreau să ridic și pe acest exemplu. Bun, hai mai departe de aici. Cum este posibil același obiect al cauzei, o parte din părți au, deci îl câștigă, cealaltă parte nu. Cum explicați acest aspect? Parohia câștigă, Consiliul Local nu. Cum explicați acest aspect? Păi eu vi-am explicat din acest aspect de vorbă. Nu, nu, așa, la modul general. Păi și atunci, pe cine așteptați să răspundă? Așa, deci... Dacă îmi întrebați așa, retoric. Deci, cum explic? Păi de asta spun, faceți-vă delegație, noi vă puternicim și mergeți la toate instanțele care au instrumentat litigiul ăsta și luați notițe și vedeți exact cum și prin ce fenomene intervenite de-a lungul timpului, că sunt 10 ani de litigiu, au intervenit tot felul de deci, doamna secretară, în timpul litigiului avea dreptul de interpretor Gheorghe să construiască? Păi n-am mers noi cu executorul judecătoresc. Da, v-am făcut o reclamație de azi în dumneavoastră, da? I-a dat cu amendă, nimic, l-a lăsat să construiască prin imersiv, în timpul litigiului. Deci ne-am obținut pe cale de ordonanță președințială de întreruperea... Pentru că v-am obligat. Pentru cum ați obligat dumneavoastră. Da, că am făcut o reclamă. Păi înseamnă că trebuie să fii spun. Păi nu-i bun așa? Deci o să încerc să conchid asupra acestor aspecte. Deci atâta vreme cât instanța de judecată nu s-a pronunțat pentru acțiunea în revendicare, ci a presupus o faptă abuzivă de către autoritățile de la momentul expropierii, consider că acțiunea în revendicare poate fi pusă pe rol și se poate promova un proces pentru acest aspect. De către cine? De către judecătoria Onești. Nu, cine intentează acțiunea? Consiliul, la propunerea Consiliului Local, de către, deci este reprezentat în instanță de către primar. Iar secretarul comunei trebuie să redacteze cererea de chemare în judecată. Faceți proiectul de hotărâre, fundamentați-l și aprobăm în ședința din noi. Deci cam asta este opinia. Deci poziția mea a fost că acest litigiu nu poate fi încă o dată repus pe rol decât cu încălcarea articolului 431 din Codul de Procedură Civilă. Asta se va pronunța instanța de judecată dacă este o acțiune, știu eu, tardivă sau nelegală, neîntemeiată, o va constata instanța sau inadmisibilă, o va constata instanța de judecată și da, nu... Da, dar proiectul de hotărâre nu este clar. Doamna secretară, deci eu nu pot aviza de legalitate. Nu pot întreba. Eu sunt obligată să înaintez proiectul de hotărâre. Și dumneavoastră o luați înainte și spuneți înainte. Aprobat și cu notă explicativă către prefect vis-a-vis de vedere pe care l-am eu vis-a-vis, pentru că eu nu am voie să avizez. Deci eu vin cu următoarea propunere. Dacă dumneavoastră considerați că nu poate fi avizare pentru legalitate, exercitați-vă dreptul în conformitate cu legea, da? Întrucât este astăzi punct pentru ordinea de zi acest raport, vă rog să domnul președinte, vă rog să-l supuneți la vot. Dacă se va aproba, s-a aprobat, dacă nu, este opțiunea fiecărui consilier. Păi ce am avut, raportul dumneavoastră sau raportul meu? Nu, el este un raport. Dar deci noi, Comisia Juridică, deci noi nu putem reprezenta nimic în Consiliul Local? Pentru doamna secretară, nu. Doamna secretară a fost într-o formă aricină. Eu doar m-am răspuns raportul meu. Și acum întrebarea mea era pertinentă. Ce anume supuneți aprobării Consiliului Local? Conținutul raportului dumneavoastră? Sau conținutul raportului dumneavoastră? Sau al meu? Deci, asta e pertinent. Deci, tot timpul vă simțiți atacat. Nu vă înțeleg. Da, deci, ne-a dat oameni din spate care ne-a adus aici. Cine? Deci oameni din spate care își dorește treaba asta. Cine s-a deci, tot s-a trage din noi. Ce facem aici? Dumneavoastră nu vă interesează. Deci, nu sunteți în localitate. Nu vă doare inima. Nu are nicio treabă. Deci noi am făcut o propunere.
Da, întrucât raportul nu se poate aproba în ăsta, propunem, exact cum a și doamna secretară, proiect pentru una viitoare. Nu propunem, se facă proiect. Domniți proiect, nu propunem noi. Deci, domniți proiect. A propus doamna secretară. Se supune la vot atunci. Se supune la vot proiect. Raportul n-ai cum să-l aprobi. Deci noi am dezbătut o reclamație. Eu nu mă se discută. Deci eu nu sunt inițiatorul acestui proiect. Deci noi am dezbătut o reclamație pe care astăzi am adus argumente. Inițiatorul, deci nu este în sarcina mea să fac acest proiect. Dar ce cum ar fi de proiect în primarul, deci faci cetățenii. Deci, atunci. 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 Deci, noi am dezbătut o reclamație a unui cetățean. Care s-a lăsat? Da, noi am sugerat să se facă. De către cine? Pe de ce e responsabil? Păi de cine? Păi cine e responsabil? Cine a primit reclamația? Noi n-am primit reclamație. Atunci, dacă cade în sarcina noastră, o să ne consultăm și o să facem un proiect. Dacă cel mai bine și așa. Cade în sarcina noastră. Păi n-ai, n-ai ce raport să apropie. Și reclamația a venit tot la dumneavoastră. N-am cerut să apropie raportul. Haideți vorbim pe rând, eu nu vă pot să am spus că și reclamația s-a dus la comisie, n-a venit la... Corect, bine, atunci am zis că o să ne facem noi un proiect, atunci o să punem spre aprobare, dacă... Spre dezbatere și după aceea ce nu trebuie posibil. Altă dezbatere trebuie să revin cu aceleași lucruri care eu spun și astăzi. Altă dezbatere nu pot să prezint. Să revinim mai aia sentința lui 642 din 2012, care este, nu știu, dar ai spus cum unde aia. Nu știu. A, da, se poate. A, da, definitiv, da. Eu v-am spus, am. Este un alt proces promovat după data de 2012, deci după anul 2011, au fost șpecoci de 2010. Începând cu 2003, până s-au pronunțat astea definitive, au fost șpecocese. Mai revin o dată la întrebare. Vă amintiți ce v-am răspuns eu aici? Doamna secretară, vă rog frumos. Deci, mai există un alt proces înregistrat după data de 4-6-2010? Mai există vreunul? Nu. Deci ăsta ar fi ultimul. Atunci nu avem ce să... Nu știu care sentință să o discutăm. Fiind deci, asta ultima... Aveți adresa asta a mea? O aveți? Da, cred că o am. Ați luat o discuție în cadrul comisiei și da, bine s-a discutat. Deci ați văzut exact. Da, asta se spune la... Asta ce-am spus. Nu ce-am gândit eu. E la cursul proceselor. Oameni buni, dați-vă în ochii mei. Dosarul este atât. Trebuia să ne dea să ne vedem. Păi dar este mai smart, oameni. Păi domnul Bernard, dosarul aparține arhivelor de la instanțe de Cătărești. Nu mi-l dă mie, nu ți-l dă un pital. Mai rezolvăm. Dar atunci dați împărtățirul domnul consilier Miron și vede să studiezi dosarul. Deci revin încă o dată și prezint. Dacă nu mai există un alt dosar înregistrat după data de 4-6-2010, este deprisos a discuta alte sentințe. Asta fiind ultima, asta este de cea mai actuală, ca să discutăm așa. Da? Iar eu vă spun că instanța, prin hotărâre definitivă, sunteți un pic atenți, dacă aș vrea să vorbesc pentru toată lumea atunci, că toți suntem împreună aici. Deci instanța s-a pronunțat prin sentință definitivă și irevocabilă asupra acțiunilor în revendicare când? Inițiate de primarul comunei Bârsănești. Când, doamna? Care este, doamna? Când? Am întrebat asta, uitați, îmi scrie, uitați. La cuză de la început. Deci, când? Încă o dată scrie aici, uitați. Am deci asta e. Domnul Bărban, dați-mi voi să explic puțin. Deci, doamna secretar, uitați aici, sunteți lângă mine, uitați, scrie aici, revendicare. Da. Este ultima sentință, a spus, de 2010. Nu! E ultima acțiune introdusă. Păi am întrebat, care este ultima? Ultima acțiune în revendicare introdusă a fost cea în 4-6-2010. Mai este asta. Asta s-a soldat cu sentință definitivă de revendicare, prin care nouă ni se respinge acțiunea. Și ni se obligă și ni se pune în vedere să-i lăsăm liniștită și cu posesii și proprietate terenurile cu peste cele două contracte. Și ea le-a plătit de până de judecată acțiunea. Nu vreți dumneavoastră să înțelegeți. Deci, nu puțin. Dacă se poate. Eu vă prezint această sentință, vă dau la dumneavoastră, vă dau să mă studiați. Nu are ce face o singură ședință, când e vorba de 10 ani de judecat. Domnul președinte, vă rog frumos, o limitați.
Deci intervine peste mine și nu am cum să-mi exprim opinia. Vă rog să vă exprimați, dar limitați-vă scuzea. Deci, încă o dată, eu vă pun dumneavoastră la dispoziție această sentință, să o studiați. Dar nu sunt specialiști. Poate să se uite la ea așa. Dar dumneavoastră sunteți pe acea discuție? Jurist. Jurist. V-a dus dumneavoastră la un proces și a spus avocat. Pentru că ăsta este litigiu. Dar poftim? Ăsta este litigiu, iar eu nu sunt avocat și nu am experiență de pledare la bar. Acolo unde m-am simțit în stare, am apărut în instanță, să știți. Doamna secretară, eu vă pot explica. Eu am această experiență la bar. De, da? Să vă fie de folos în continuare și eu vă doresc succes. Și chiar vă doresc să preluați și să vă dați doctorat cu chestia asta. Dar eu atâta vreau să spun și vă las în continuare să continuați. Eu atâta spun că la fel în care mi s-au prezentat de către domnii consilieri parohiali în 99, când la mine nu se uscase generala pe cartea de muncă și am nimerit exact în miezul litigiului ăsta și erau atâtea urmări. Problema este că următoare, haideți un pic, deci haideți un pic să vă ce-am concurat, n-am reușit deci să termin. Deci eu atâta spun că nu vreau să... Lăsați-mă să-mi termin și eu ideea. Atât ați intervenit, n-am putut să exprim o opinie de la cap la coadă. Dar noi v-am înțeles. Credeți? Da. Eu sincer am înțeles. Lăsați-mă să ne confirmi și ceilalți. V-ați legat de o sentință intermediară care nu are nicio relevanță vis-a-vis de felul în care au fost pronunțate sentințele de aici. Doamna secretară. Deci, sentința de bază. Deci, doamna secretară, sentința de bază este a judecătorului. Deci, nu-i interes dumneavoastră să nu lăsați să meargă mai departe procesul și doamna secretară. Eu v-am spus de 11 august. Eu de 11 august v-am spus de după cum țineți vreo să mi-aș dori. Chiar mi-aș dori să existe persoana super competentă și super răbdătoare care să ia această problemă în mână și să o rezolve. Deci, cu alte și mi-am declarat și disponibilitatea de a pune la îndemâna fiecăruia probatorii necesar. Deci, cu alte cuvinte, să înțeleg că Poate Vârsănești face ca avou terenul oricăror cetățeni care vine. După 10 ani de litigiu se cheamă Poate Vârsănești a făcut cadou? Deci, mai sunt 10 ani. După deci, intervine uzul capiunea și chiar nu se deci, dumneavoastră considerați că n-am făcut nimic? După 10 ani chiar nu. Nu. Acum, dumneavoastră. Eu n-am invocat nimic. Eu văd o opoziție totală. Mi-a spus să avem răbdare, cum ați zis bine, să avem răbdare. Și am avut răbdare, mi-a spus toate procesele. Haideți un pic să nu mai intervin. Dar discuția, mă înțelege. Discuția merge până dimineață și tot așa o ținem. Deci, întocmiți propunerea de proiect, venim în ședință, supunem dezbatere și aprobări. Altă dezbatere nu am decât asta de azi, aici același lucru. Ne documentăm și noi. Mai uităm și noi. Da. Dacă dumneavoastră considerați că eu credeți că eu vreau să duc eu acum așa de la mine puterea anumite lucruri, considerați cum doriți dumneavoastră. Proiectul inițiază Comisia Juridică a Consiliului Local. Puneți la discuție și spre aprobare. Așa ne ducem cu discuția la infinit. S-a dat o încheietură în bază, domnul Mărău, acum. Cum? S-a dat o încheietură în bază de primărie și mă poate scoate. O să vedem. Este posibil și acest lucru, eu nu pot să... Primăria a fost de acord. Eu nu mă pronunț. Primăria a fost de acord cu încheietură. Nu era doamna secretară, era domnul Sârlea și cu poate. Ce mai discutăm? Eu nu m-am de pronunț de rezolvarea. Mi-a dat timpul de completație, iar... Dar când am încercat și o să mă vorbesc în 2003, s-a dus domnul Emilia domnul meu, ce minim a lăsat mort. El e primar și nu interesează lucrarea unui public. Că-i pământul lui. Deci ce mai bine faci acolo să vă rog să vă dau mort? Ați știut lucrul ăsta mult în Galie, când m-a acționat în plenar, a scris pe jumătate de pagină că știe și că este conștient că domnul Ilie Mihai, că există în scrisul dovedicioare, s-a dus cu trase de putere și a spus că are un este cele pătrunsă. Și fără dată, o semnătură care nu i-am venit aici. Până la proiectul mașină. Am văzut.
pus la dosar așa de aiurea. Mai sunteți și expertați cu grafologii de așa. Dar ar trebui să se facă expertiză. Până la proxima ședință, aș ruga pe toți colegii consilier să studieze puțin legea 215, să atribuțiile Consiliului Local să vadă ce prevede. Și dacă o să luați la cunoștință de acele prevedere, poate vă schimbați părerea în ce își privește, nu mai interveniți. Nu mai interveniți peste opinia. Doamna secretară, eu nu am intervenit peste dumneavoastră. Dați-mi voi să-mi exprim opinia. Deci eu nu am intervenit niciodată. Ați prezentat, nu am intervenit deloc. De ce nu ne lăsați să ne terminăm opiniile? Deci, vă rog, luați în capul și studiați această lege să vedeți ce atribuții are Consiliul Local. Legea 215 din 2001. Și o să vedeți atunci. Dacă dumneavoastră veți considera că ceea ce juridică este, nu este în conformitate cu legea, votați în consecință. Dacă considerați această lege. Eu sunt mai de ea. Am spus că se trebuie proiectul. Nu știu, dar văd o opoziție, văd o opoziție așa din partea unor consilieri. Văd o opoziție totală. Dom'le, eu nu am nimic. La cei oameni? Da, sunt cumpărători de bună credință. Eu nu pot să să-i invoc faptul că ei n-au acte, deci n-au actele legale sau au recurs la anumite tertipuri din astea pe lângă legi. Eu nu pot să fac această afirmație. Au cumpărat de bună credință. Dar este o situație. A fost un domeniu public și ce facem cu el? Atunci, și eu pot stăpân undeva pe domeniu public și facem cel un act de proprietate și nu fac proprietate. Este corect așa? Dacă se greșește, trebuie să ne renunțăm. Tocmai de asta e designul proiect. Să lăsăm să pronunțe instanța. Nu să vedem. Dar domnul Georgescu, pe domnul Iliescu, pe domnul... Cel mai mult, nu înțeleg, doamna secretară, de ce această opoziție din partea dumneavoastră. Nu înțeleg. Codul de procedură civilă. Am zis, doamne, că codul de procedură civilă nu cred că îmi interzice să fac ceva. Se va pronunța instanța, nu? A, da, e dreptul scris în Constituția al fiecăruia de a se face de râs, nu-i așa? Nu. Deci instanța se va pronunța dacă este legal. Proiectul de hotărâre trebuie avizat de legalitate, odată probat, aprobat, discutat. Nu. Eu vă spun un singur lucru. Deci proiectele de hotărâre se avizează de legalitate de sănătate. Da, v-ați antepronunțat până acum. Poziția mea este, domnul meu, dar nu vă pune nimeni pe țeava pe fiecare șapără poziția lui. Eu m-am uitat în lege și știu exact ce prevede și v-am adus la cunoștință, la modul cel mai onest, pentru că puteam foarte bine să pun în plicul închis, cu răspuns plătit, așa cum v-am făcut dialogul scris, în continuare cu comisia. Și am spus, domnul meu, hai să o luăm pe două direcții. Deci un proiect de hotărâre trebuie fundamentat legal. Nu-l fundamentez legal, eu, ca și secretar, nu-l pot aviza. Eu pun pe hârtie poziția mea, fundamentată legal, el ajunge la prefect și, neavizat de legalitate, prefectul vă face dumneavoastră procedură contencioasă în instanță și vă duceți și susțineți un proiect de hotărâre ilegal. Dacă nu dați curs sugestii domnului prefect de a-l retrage, de a-l revoca. Articolul 5 alineat 2 din legea 18 spune următorul aspect. Terenurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Deci, dacă este imprescriptibil, oricum poate fi deschis o acțiune, da? Că nu are termen de prescripție. De ce nu deschide, doamna secretară? De ce nu? Dacă cunoaște, de ce nu? Ar trebui să vă dăm noi pregătirea să cunoaște dumneavoastră? Cum să dați asta? Să te judecă. Acum mi-a spus ca să... Acum cum ajut la urmă. Deci, haideți să rădăm de eu. Deci, inițiați proiectul. Da, da. O să-l inițiem. Deci știți, dar țineți pe loc. Știți, dar țineți pe loc. Ce-ar fi? Vă îngălteați atribuțiile de la secretare. Și mai ce? Da. Vă sfidez. Declară ședința închisă. Dar n-am terminat acum. Domnul plenar, dar mai erau pe diverse? Domnul ședinte, diverse, da, rămâne. La diverse. Că aveam și la punctul diverse să prezint. Hai, trecem la diverse atunci. Îmi cer scuze că am intervenit. Deci, tot din documentul din comisia noastră juridică, doamna Poenaru a primit o adresă tot de la Oatră Sănești cu persoanele cu dizabilități. Ați răspuns, doamna secretară, pentru adresa aici. Legea de bază, fiind legea 448/2006, ne-ați explicat la ședința anterioară că datorită
veniturilor la nivelul primăriei, veniturilor bugetare, n-ați putut să susțineți în continuare proiectul cu asistenții sociale. N-ați putut să-i susțineți. Ca să ne edificăm asupra acestui aspect, nu ne-ați indicat doamnei Poenaru, articolul de lege și legea care a modificat această lege de bază, CAP. Nu este indicat, uitați aici, aveți ales. Legea care modifică legea de bază. Oare? Ia să citim. Și dacă se poate să ne puneți la dispoziție. Legea de modificare a legii cadru 448/2006. Păi nu știți să intrați pe internet? Nu. Nu trebuie să răspundeți în... Dar nu mi-a făcut nicio cerere scrisă, doamna Poenaru. Eu doar iau înaintat, din bunăvoință, materialul prezentat în ședința respectivă. Că pe baza ei am discutat despre imposibilitatea financiară de a susține cheltuielile pentru angajații pe contract de muncă. Da. Asistenții personal care să beneficieze de contract de muncă. Deci este una din modificările legii 440. Nu am găsit-o pe internet, am căutat-o. Nu am găsit-o. Iar aici, cum ne-ați indicat dumneavoastră, articolul, aliniatul 4, aliniatul 1 și aliniatul 4, nu am găsit din care lege. Nu am găsit. Nu e nimic. O să o găsim. Deci, ideea este la fel. Deci, nu că vrem noi să aducem cheltuieli mai mari la bugetul local. Da, dacă sunt prevăzute de lege pentru anumite persoane să primească, să fie angajate sau să primească diferite, știu eu, beneficii de lege, ar trebui ca să le dezbatem și să le aprobăm dacă este. De altfel, criza asta economică a trecut din prin 2012. Că ce am putut face în beneficiu asistenților personale angajați cu contract de muncă, am înțeles, ceea ce de valea asta nu mai există asistenți personal care au contract de muncă. Suntem comună de vârf, de tot probabil. Suntem cea mai frumoasă comună. Ce are a face frumusețea cu utilitate. Suntem cei mai deștepți, probabil. Deci nici măcar nu aveți răbdare să vă explic. Deci, în jurul nostru se poate verifica nu mai există primărie care să aibă asistenți personali încadrați cu contract de muncă. Ce înseamnă asta? Nu, haideți un pic. Ca să putem să... Deci nici când s-au debarasat, în 2011 de ei, nimănui din alte primărie nu le-a mai lăsat de ei. Noi i-am reangajat peste un an de zile, după ce le făcuse în formele de șomaj. Dar i-am reangajat numai pe cei care aveau un ocrotire minor. Și v-am explicat și de ce. Pentru că între timp intervenise modificarea de care vă povesteam. Da. Așa. Bun. Am înțeles asta. Dar ca noi, ca să putem să pășim sau să ne edificăm asupra acestor aspecte, n-ar fi mai bine să ne prezentați legea aia care a modificat. Legea de bază, legea cadru, 448. Și ce ați păzit până acum de n-ați venit să întrebați de ea? Acum a spus în apel, doamna secretară. Chestia asta de când o ai cu Mariana? Este din data 9-9-2016. Deci de atunci o aveți. Da. 9-9? 2016. Și de ce v-ați avea acum de capul? Este vreo condiție, nu punem o condiție. Nu e nicio condiție, dar văd că sunteți atât de nerăbdători să vă rămâniți, încât simțiți nevoia de fiecare dată numai să umiliți în public. Hotărârea Consiliului Local din 2013 e definitivă? A Consiliului Local? Nu trebuia în fiecare an? Consiliul acolo s-a stabilit că ne luăm angajamentul să asigurăm contract de muncă numai asistenților personali care au sub ocrotire minori, generic. E legea la nivel național? Generic, minor. Nu, a fost legea noastră. Legea noastră. Dar adică voi au fost un gest frumos în plus față de minorii care au handicap și le-au încadrat cu contract de muncă părinții. În fiecare an, da, hotărârea Consiliului Local, adică să-și... Fiecare să-și... Se poate revedea
Asumerea, da? Fiecare opinie. Cine plătește, domnul Vârlan? Cine plătește? Din impozite și tase. Eu sunt un impozitor foarte bun, da? Eu în ianuarie tot timpul eu îmi plătesc toate. Dar dumneavoastră știți de unde plătim sursa de finanțare pentru plățile astea? Ce facem cu un minor care primește de 18 ani? Ce faceți contractul de muncă? Cum? Ce faceți cu minorul care primește 18 ani? Îl trecem din indemnizație. Nu s-a înțeles din materialul ăla. Da, da. Toți vor, ați văzut, a venit cu Anica în fața noastră. Păi toți vor. Eu înțeleg că toți vor și cresc să vrei. Dar noi n-am putut face gestul de a le încadra cu contract de muncă asistentul personal decât față de minori. Iar ceea ce am făcut noi, față de ceea ce au făcut altele primării, dar nu este un lucru bun. Asta încerc să vă explic. Dumneavoastră, puteți îndreptățită să vă lasă la altă? Ca toată lumea. Și oamenii care sunt mai plăciți. Dar dumneavoastră considerați că cei care nu au contract de muncă al asistentului personal nu iau un unchior? Iau o indemnizație. Au o indemnizație, domnule. Dar nu vor indemnizația, vor un contract de muncă. Păi da, dar nu se poate, nu avem bani. Dar pentru indemnizație cum? Știți câți oameni lucrează la... Păi da, asta vă întrebam, sursa de finanțare. Care este pentru sprijinul? Nu, nu, vă înșelați. Și bugetul... E bugetul de asistență socială, de la bugetul de stat consolidat cu AME-ul. Deci banii ăștia vin cu dedicație specială. Și dacă nu ai suma care să le acopere, dările la stat pentru toți asistenții personal cu calitate de angajat, nu ai cum să-i ții cu contract de muncă. În schimb, ei își iau indemnizația, care este în aceeași valoare, atât că noi suntem exonerați, neavând persoana ca și angajat, de plățirea de cease, de contribuția de asigurări sociale și de ceea ce mai plătim noi, ca și angajator. Deci oamenii așa să se răbată, nu vor la. Oamenii iau bani de cap. Dar văd carte de muncă. Da, eu am grijă, da? Eu îmi vreau drepturile. Dar de unde bani, Mariana? Mariana, de unde bani? Nu mai ai indemnizația, doamne. Nu mai că nu mai ai indemnizația. Nu mai ai indemnizația și... Cine nu mai ai indemnizația? Respectivul. Nu înțeleg, Mariana. Adică, nu mai ai indemnizația. Sunt plătit. Ce poți să plătești omul? Da, la acest fel să-i dai... Dar nu-i cadrul legal, nu-și poți să plătești. Nu-i cadrul legal. Și nu mai interesează de alte primării. De alte primării nu au nici cu contract, nici fără contract. Toată lumea de plină, toată lumea de plină, toată lumea de spuns. Deci nu avem răspuns. De ce? Primăria n-a răspuns. Da, vine la noi, la comisia noastră să răspunde. Acum dați voie. Deci putem rezolva această situație. Dacă dumneavoastră ne aduceți la cunoștință legea care spuneți că a modificat legea de bază 448/2016. Și acolo, dacă scrie în lege normă imperativă, trebuie respectată. E clar. Da, atunci ne-a prezentat-o. E o lege din 2011 sau din 2010. Nu știu că nu mai aduc aminte. Deci eu am studiat tot ce înseamnă asistență socială la persoană cu dizabilități. Nu am găsit. Adică dumneavoastră insinuați că articolul ăsta băgat de mine aici în material incredibil este o fantasmagorie. Eu nu am spus că este o fantasmagorie. Am spus să ne argumentați prin lege. Deci, la data de 25 ianuarie 2011, legea 448/2006 a fost modificată. Dacă mergem amândoi pe internet acum pe Liber și vedem exact ce a creat normativ, cu aceeași putere sau mai mică, a modificat legea și în ce sens, oricine o găsește. Dumneavoastră ați stat de 9 septembrie până pe 31 octombrie ca să vă întrebați pe mine de ce am omis să prezint HD-ul sau HD-ul care a fi fost. Eu foaia aia n-am primit-o pe 9 septembrie. Foaia aia a fost când... Foaia care spuneți dumneavoastră n-am primit-o pe 9 septembrie. Eu am primit-o când am venit la ședință de 25 acum. Pe 20. Sau pe 20. Da. Dar, de exemplu, cine a hotărât minorul să beneficieze și m-aș prun? Cine a hotărât? Și consiliul local atunci trebuie să vină tot în favoarea și majorului. Dar consiliul ne susține cheltuiala la Mariana. Păi de acum a hotărât consiliul local, așa trebuie să hotărască și pentru mine și pentru oameni. Ori dacă nu, se face din nou ședință și una și altă. Nu o să ia și o reșoară. Adică nu e problema în zicerea asta. Ori problema e de unde aduci banii ăștia. Unde de sără, ori nu îți vor nici nu. Cum trebuie să fie oameni? Măi, de unde iei finanțare?
ce-i semnat lege, Mariana? Dar n-a semnat... Păi cum, dar e doar cu păterea între conștiunea actuală. N-am făcut eu când ce-am eu dacă eram, nu se vor întâmpla așa ceva. Cuantul cu semnizație este stabilit prin hotărâre de guvern. Cuantul cu indemnizații nu îl stabilesc eu sau tu sau altul. Este hotărâre de guvern. Înțelegi? Noi n-am putut să facem gestul ăsta decât să permitem asistent personal angajat, decât pentru minori. Și am explicat și de ce ne-am sensibilizat și am făcut efortul ăsta de drag lor. Pentru că ei sunt... V-ați sensibilizat numai pentru așa ceva, înseamnă că... Mariana, deci copiii ăștia, prin programul pe care îl primesc, și Mariana ești atentă... Ești la televizoare și-a luat... Da, eu știu, Mariana, cu câțiva ani treaba deci la Deci știi că... A fost singură, că anexul la certificatul de încadrare era comisia. Comisia îți înaintează ție ca și asistent personal, ca familia, persoane cu handicap, îți înaintează un program de recuperare. Sunt foarte multe persoane acolo care nu au handicap și ia bani. Programul de recuperare, doamna Maricica, programul de recuperare, dacă minorul nu îl urmează an de an, nu mai primește. Dar e drept să spune. Nu mai primește renumirea certificatoare, numai minorul. E la stat. Eu știu că nu este așa, dar minorul nu mai este primit la eliberarea să tot își lucrează pe viață, gărurile sau... Haideți să păstrăm un pic. Pentru că ești o recuperare și recuperare de numai. Eu am scris. Mariana, de unde iei banii? Că sufletul avem, așa cum l-am avut pentru noi, îl putem avea pentru toți. Bine, dumneavoastră nu aveți nicio vină. Asta ați consemnat atunci. N-ați votat dumneavoastră. Nu aveți nicio vină. Tot respectul. Adică nu trebuie așa priori să... asigurați cu asistent personal, asta se înțeleg la mine. Adică dumneavoastră nu aveți nicio vină. Nici nu v-ați abținut, nici ați votat. Ați consemnat. Eu tot genul știu să-i vreau. Consider că proiectul de hotărâre a fost luat rău? Sau cine l-a aprobat, l-a aprobat din greșeală sau din neștiință de cauză? Nu trebuia? Da. Din trebuia. Deci nu trebuia pentru minori. Ori toți, ori niciunul. Păi da, dar Mariana, nu era pentru toți unii. Ce opinie? Era pentru toți unii. Mariana, de ce consideri tu că unii aveau dreptul, unii nu și trebuia tot să mai... Ți-ai explicat destul de clar, doamna secretară, ne-ai explicat și atunci, eu am citit și legea, că eu cu Florentin am sărit și noi atunci. Pentru că eu aveam nepotul, el avea bunica. Și au continuat. Și sunt în continuare. Ăștia sunt în continuare. Cel până la 18 ani trebuie să meargă la tratament. Însoțitorul, dacă nu are, nu este angajat, trebuie să plătească din buzunar. Oare nu ajunge destul de cauzul care l-are, mai trebuie să plătească din buzunar, că nu vrei tu pentru... Nu, îți mai interesează tot sau același. Nu. Copiii trebuie să meargă la recuperare. Și dacă nu se duc, pierd indemnizații. Deci așa am gândit noi atunci. Nu cred că am gândit zis să... decât să îi nenorocim pe toți, am zis pătrat să salvăm minori. Așa, a fost o gândire bună. Pentru că minorii trebuia însoțitor. Ce faci cu un cum la ecoală? Îl lași pe care de ea și care de dedus. Trimiți un copil de 4 mai singur. Persoana nu știu nu are de la un dat de starare. Păi tocmai de asta. Ăla mare poate să mă descurcă cu punctul de semințe, dar nu e nimic. De 3 ani n-ai explicat. Trebuie să-i dai o până la pe cauză. Și părintele toate astea, n-ar trebui să o spun, care sunt trecuți acolo, pe 18 ani, care bine ar trebui să aibă dreptul din demnizație. Dar cum să-i fie condamnări care zice dumneavoastră? Dar cum sunt condamnări? Dacă n-am dreptul, n-ar trebui să fie dreptul. Și dacă n-am dreptul, n-am un certificat. Compară cu copilul care nu se ridică din bază, niciodată și unul care stă în cărciumă și ia banii ăștia? Și-o vrește pe la egal, la aceeași egalitate? Adică el stă în cărciumă și bea și ia banii ăștia și copilul ăla stă la bani, nu se poate ridica niciodată și tu consideri la aceeași egalitate, echilibru de fundație, da? Să lași un minor, un copil de 4 ani, nu trebuie sigur în stațiu, adică nu putem noi, Consiliul Local, să-i aprobăm. Trebuie să aprobăm la ceilalți. Deci haideți să gândim înainte de a vorbi. Prevede tot în legea cadră, înțelegeți? Prevede tot și recuperarea și tot. Păi este, dar însoțitor trebuie să meargă angajat. Și ce a fost modificat? Și cine merge? Eu cine stă? Eu
plătești cheltuielile alea din staționare acolo, o lună de zile, îți dai seama cât bani sunt. Da, însă este o sumă enormă. Păi și atunci... Care însoțește. Păi și atunci noi asta am făcut, atunci noi am judecat cu sumele. Deci n-am judecat niciun interes pentru nimeni. Da, am zis copilul trebuie ajutat. Trebuie să ne raportăm și după lege, nu numai cu sumele. Păi da, da, legea are o lege. Legea are o lege. Ați văzut că s-a modificat. Eu nu am văzut, dar dacă aduceți aminte când ne-a prezentat doamna secretară, spune așa, după ce s-a modificat, i-a dat pe toți afară, s-a revenit tot la fel cu ordonanță și se spune că se lasă la, la decâtea Consiliului Local. Și noi atunci am gândit, noi, că eu am gândit exact ce a spus domnul Blănaru. Dom'le, normal, la bătrân nu-l obligă statul, adică nu îi ridică indemnizația dacă nu se duce la recuperare. E când la copil îl ridică. Asta a fost asta. Fratele meu merge an de an la comisie și pierde o săptămână fiind comisie și asta că parcă copilul ăla a înviat din nou, că se și gândirea probabil. Da. O săptămână stă pe la Bacău și cheltuia țara bani și o trimite prin stațiune și prin asta. Eu sunt de acord, când primește 18 ani, ce face după aia cu el? După 18 ani, nu mai este obligat să meargă la... Nu există! El își primește indemnizația copilului, fără să mai meargă la comisie. Deci nu mai este obligatoriu, Mariane, spun sigur asta. La ședința de la 18 ani, nu-l mai cheamă la comisie. Care și îi citesc în ședință. Până la 18 ani, an de an, îl cheamă la comisie. Și stă o săptămână de la mamă. Nu are nevoie de sprijinul tatălui, a mamei. Are nevoie. Copilul. Copilul. Poate are toată viața. Are toată viața. Are. Da, domnule, da, asta e legea, parcă legiuitorul așa a făcut, nu ce se face, nu uităm că a rămas că mama mai avea și nevoie de sprijin. Cum Dumnezeu să n-aibă? Dar mama și tata își face datoria de părinte în continuare. Ce poate face? Tu dacă n-ai fi plătită, n-ai avea niște copilul tău, tu ai găsit copilul tău contract. Deci tata își face datoria, dar trebuie să te iei, că nu mai poate să mergi în ceasă și câștigi bani. N-ai interdit. Păi și pe unde dacă statul român este în coaf și nu ți-acordă veniturile necesare? Du-te la boc și condamnă pe el, e legea lui, ordonanța lui. Hai, alte diverse. Păi sunt? Da, solicit pentru ședința, doamna secretară, vă rog să notați. Ședința, pentru ședința următoare, s-a dus și ședința ordinară următoare, că e posibil să intervină o extraordinară în 2-3 zile, pentru niște bani pe învățământ. Păi trece tot ordinară. Deci tot ordinară, tot da? Ordinară, ședința ordinară. Și dacă apare alta, ca să aibă și dumneavoastră timp să se retieze. Da, formă legală, totul, ca să... Da. Solicit să aducem în ședință medicul veterinar. Ce am venit? Medicul veterinar. Să ne prezinte, nu un pic de atenție, să ne prezinte situația animalelor, starea de sănătate a lor. Nu mă clipă. Prezent un material. Stai să scriu. Așa. Deci, starea de sănătate a lor. Așa. Și modul de aplicare a tratamentelor la animale din pământ. Mai departe. Nu. În speță l-am spus și de ce. Poate o să zică lumea că se vede pe imagine că mă apăr neamurile. Oricine poate să fie în speța asta. Fratele meu a avut, are vaca molavă, Gelu știi mai bine, a apelat la el să-i dea trimitere, să-i facă analize la lapte și a zis că el nu cunoaște vaca. Dacă îmi vine mereu și îi face injecții și notează și ia banul, atunci nu știi, nu cunoaște vaca. Și am să-i spun în ședința aici că acum vreo 3 sau 4 ani, de exemplu, s-au făcut injecții gratuite la animale și la încasa bani. Nu e vorba de 2 sau 3 lei, e vorba de faptă. E vorba de faptă, este că, dovadă este că el scria. Pentru că întâmplător mă duc seara și eu urmăresc pe internet știrile județului Bacău. Și unul din articol era animalele, scris mare, vacile țăranilor au fost vaccinate gratuit. Și eu dimineața îi dăduse în mare. Dar nu asta. S-a deplasat, nu asta, dar faptul că fratele meu s-a dus și a trebuit să pună din buzunar. Și cred că mai sunt cazuri din astea în comună. El se simte ofensat de altă situație, nu pot spune eu. Eu fac vaccin, da.
Mai este? Păi dușmanie. Vine să prezinte situația. Să ne întrebăm aici de ce la unii dă, la alții nu dă. Păi dacă noi cunoaștem banca. Păi da, dacă nu cunoaștem banca. Alte discuții. Așa de toamnă. Da. Mulțumim, încheiem ședința.